Județul Neamț este una dintre unitățile administrativ-teritoriale care la această oră stă ceva mai bine cu imunizarea populației, în special a copiilor. Îngrijorarea se manifestă însă legat de numărul în creșterea cazurilor de rujeolă la nivelul României, cu toate că încă de la sfârșitul anului trecut, Ministerul Sănătății a demarat o nouă campanie de vaccinare împotriva virusului rujeolic. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț, dr. Mirela Grădinaru, ne-a declarat că în prezent județul Neamț are dozele necesare de vaccin cu care să fie imunizați copiii, dar stocul este la limită. Se acceptă votarea bugetului pentru ca Ministerul Sănătății să poată avea fonduri pentru cumpărarea din străinătate a numărului suficient de vaccinuri. Avem cu ce desfășura campania lunară de vaccinări și există în stoc la medicii de familie doze de vaccinuri și o să așteptăm suplimentări după ce se va achiziționa. Se achiziționează cu bani de program, nu? Cu bani de la bugetul ministerului, care nu s-a aprobat încă. Păi nu s-a aprobat că nu s-a aprobat bugetul național, păi da, de asta mă întârzie. Da, da, da. Asta este motivația. Dar da. Noi avem vaccin hexavalent, vorbim acum. Sau... Da, și de hexa avem, dar la limită suntem, înțelegeți? Deci, așa, și cazurile alea de rujeolă câte avem? Nu s-au, sunt 5. Și două încă nu s-au confirmat. Nu avem încă rezultatul la celelalte două. Printr-un comunicat de presă al Direcției de Sănătate Publică Neamț, publicat pe site-ul instituției, se fac precizări referitoare la necesitatea imunizării cu vaccin RRO, rujeolă, rubeolă, oreon. Campanie de imunizare impusă și de evoluția rapidă a epidemiei de rujeolă în celelalte județe ale țării. Conform documentului amintit, se face precizarea că toți copiii cu vârstă până în 11 luni care au făcut deja rujeolă vor fi vaccinați cu doza 1 RRO la vârsta de 5 ani. Copiii din grupa de vârstă de 9-11 luni care au făcut rujeolă nu vor mai primi doză suplimentară de vaccin. Cea de-a treia categorie de copii din grupa de vârstă 1-4 ani care au făcut rujeolă vor fi vaccinați cu o doză RRO la interval de o lună după vindecare, urmând ca doza a doua să fie administrată la vârsta de 5 ani. Copiii din grupa de vârstă 5-9 ani care au făcut rujeolă vor fi vaccinați cu două doze RRO la interval de minim 28 de zile între doze, doza întâi administrându-se la un interval de la o lună după vindecare. Într-o notă comunicată de presă se precizează faptul că statistic un copil trebuie considerat a avea 5 ani până în ziua în care va împlini 6 ani. Rujeola este boala contagioasă care dă și cele mai mari complicații extrem de periculoase, pneumonie, encefalită, conducând chiar la deces. De anul trecut și până în prezent în România s-au înregistrat 2700 de cazuri de rujeolă, 16 dintre acestea soldându-se cu deces. În județul Neamț la ora actuală există aproximativ 10.000 de copii neimunizați din diverse cauze, fie lipsa vaccinului, fie refuzul părinților de a-i vaccina.